În urmă cu foarte puțin timp, în Crimea au început exploziile. Cel mai probabil sunt sub atac din nou, după ce astăzi au fost loviți masiv cu drone. Iată noi explozii în momentul de față în Crimea. Vom încerca să înțelegem mai bine sau să descifrăm împreună de ce în momentul de față ucrainienii și-au schimbat tactica, de ce atacă și de ce atacă Crimea. Vom încerca să înțelegem dacă ucrainienii spun adevărul când afirmă că nu ei au lovit teritoriul Federației Ruse. Vom încerca de asemenea să înțelegem dacă nu ei au lovit Moscova, dacă nu ei au lovit în sudul Federației Ruse, în zona Crimea, dacă nu ei au lovit la graniță, atunci ar putea să fie niște operațiuni, cum sunt ele numite, sub steag fals, adică să le facă rușii pentru a avea justificare să lovească ulterior Ucraina cu și mai multă ferocitate.